Podcastul de azi este legat de un pictor, este legat de un artist. Un artist care ne-a înveselit viețile multora dintre noi prin operele de artă pe care le-a realizat. Le-a realizat pe multe din aceste opere nu în cadru privat, ci într-un cadru public, în biserici. Astăzi o să vorbim cu un frate, cu un slujitor al lui Dumnezeu, care slujește și prin pictură. Vă spun bun venit, frate Valer Becheș. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Frate Valer, eu vă cunosc undeva din copilărie, când ați venit în Valea Loznei, da, pe vremea când trăia bunica, și ați făcut o pictură în Biserica Pentecostală din Valea Loznei. A stat acolo la bunica, da, la unchiul Costel și Valera acasă și unchii mei, și ați făcut frumoasa pictură care a rămas și este și astăzi în biserică. Am vrea să vă cunoaștem mai bine și dacă ar fi să vă descrieți în câteva cuvinte, care ar fi cuvintele cele mai potrivite care v-ar descrie? Un om binecuvântat de Dumnezeu este suficient. Foarte puține cuvinte. Da. Sunteți și căsătorit. Da. Cu Dina. De câți ani sunteți căsătorit? De 34 de ani. Frumoasă vârstă. Și aveți câți copii? 3 copii. Cel mai mare? Are 33 de ani, este în Germania și am o fetiță de 28 și un băiat de 21 aproape. O băiatul de 21 de ani îl știi mai bine. Okay. Vine aici pe la noi, pe la tineret, e un băiat fain și plin de viață. Frate Valer, acum locuiți în Germania și, da, slujiți ca presbiter în biserica? Betania din Zingen, în Germania. O biserică care am înțeles că e o biserică destul de nouă. Da, din 2016, o biserică tânără. Ați participat de la începutul înființării acestei biserici? Nu chiar, la vreo 4 luni după. Cam cât de mare e biserica asta? 40 de membri plus cei ce vin și vizitează biserica. Uh-huh. Variază de la program la program. Și pe lângă latura asta artistică, că sunteți un pictor, care ați realizat foarte multe, apropo, cam câte picturi ați realizat? În totalitate sau doar de biserici? Și în totalitate și în biserici. Ulei pe pânză, asta pictez eu. Nu fac acuarelă, nici guașă, nici acrilic. Eu fac ulei pe pânză. Ulei pe pânză, am circa 1000 de tablouri. Pictez de la 14 ani. Când am demarat pasiunea asta, am pus-o pe pânză. Iar picturi de biserici, circa 100. 100 de picturi în biserică. Cam cât vrea ca să pictați un tablou din acela mare, cum se obișnuiește să se picteze în bisericile penticostale? Între 7 și 10 zile. Și e o diferență dacă pictați pe pânză sau am văzut unele picturi pe perete? Suportul diferă, dar doar că suprafața este mult mai mare, în rest tot la fel se lucră. Nu este așa o mare diferență. Și cu acuarele astea cu ulei, se lucrează la fel și pe pânză și pe perete? Sau pe perete altfel de acuarele? Nu, sunt aceleași. Stuburi pe bază de ulei, care se diluează, e formă de pastă, se diluează cu ulei de in sicativat sau ulei de in fiert sau ulei de in crud. Dacă vrei să fie uscare mai lentă, să revii, atunci folosești de ulei de in crud, se uscă mai lent. Dacă vrei să usuce mai repede, atunci folosești ulei de in fiert sau sicativat. Am înțeles. Și care ar fi, din punct de vedere al calității, diferența între acrilic și acuarele în ulei? Nu pot să spun despre acrilic pentru că eu n-am lucrat acrilic. Deci să spun diferența, dar oricum la pictura acrilică se execută mult mai rapid. Mult mai rapid. Eu nu am lucrat niciodată, am lucrat doar ulei. Eu am început de mic în schițe, creionare, puțin cărbune mai târziu și cam de la
14 ani am început ulei pe pânză. Eram în Timișoara. Așa, ca să mergem în copilărie, în perioada când ați început cu pasiunea asta. Când a fost, vă aduceți aminte momentul în care ați avut acea sclipire și a zis, cred că partea asta de desen mă reprezintă? Au sesizat toți că am talent, inclusiv părinții mei, de fapt, eu moștenesc. Tatăl meu a pictat și el circa vreo 5-6 ani. De el a pictat pe lemn, făcea icoane. Bunicul meu a pictat și el la rândul lui câțiva ani. Și eu sunt a treia generație care am dus cel mai mult talentul ăsta, l-am dus mai departe. Deci e și o moștenire. E o moștenire, da. Unul dintre copiii dumneavoastră, credeți că are înclinația asta? Niciunul. Dar am sesizat la nepoț că deja începe să calce pe urmă. O să vedem acum, dezvoltăm. Deci, dar chiar dacă nu-i copilul, nepotul, tot ceva din ceva există. Pe linie genealogică. La 14 ani, parcă ați spus că ați început... Ulei pe pânză. Ulei pe pânză. Care a fost prima pictură? Oh, un peisaj de munte cu o pădure și niște căprioare pe o pajiște. Așa, acum când mă gândesc la prima lucrare, îmi vine puțin să râd, dar a fost un început. Era ceva nou pentru mine. Dar ce m-a motivat este că eu mergeam în consignația din Timișoara des și mă uitam la picturile care erau expuse și la faptul că aveau și un preț și am zis de ce n-aș putea și eu să pictez și să fac și un ban pe lângă asta. Și așa am demarat uleiul pe pânză. Mi-era frică să pictez lucruri grele, căutam ceva ușor, dar tatăl meu a venit, un prieten de-a lui din Libia, și a adus un fototapet, nu mare, cu un peisaj foarte frumos elvețian, și avea un prieten, tatăl meu, care a zis că să îl facă pe pânză. Și asta tot a venit, a început tabloul, a întins pânză, a preparat-o, a pregătit-o pentru pictură și numai nu mai venea. Și atunci a zis tatăl meu, începe tu să faci. Și am zis, ok, o să încep, dar na, eu n-am făcut așa ceva, este foarte greu. Și a zis, încearcă. Și am luat metodic un tablou care am lucrat pe el o lună de zile, care acum a 20 de ore de lucru, deci cam în 4 zile, 5 ore pe zi. Atunci l-am făcut într-o lună de zile, cam câte 7-8 ore pe zi. Dar am mers așa de sistematic, inclusiv măsuram cu linearul să respecte exact valorile și cotele. Da. Mi-am învins frica. Și de atunci am trecut și am început să fac pictură mult mai profesională sau mai avansată. Dar prima pictură în biserică. Care biserică a fost? Cred că nu greșesc, la Mireșul Mare. E tot pictura pe care ați făcut atunci? N-am fost, acum să văd, dar aici am început prima dată în Mireșul Mare și în Inău. Au fost cele două biserici în care am demarat lucrarea pe zona asta. Inău, nu-s mai multe? Inău de lângă Lăpuș, lângă Târgul Lăpuș. Acolo aproape de zona. Da, a zona, de zona de unde și stau, de fapt. Uitându-mă la picturile pe care le-ați pictat, sunt foarte frumoase, sunt în special tablouri din natură. E vorba de natură. Faceți și portrete. Oh, fac, dar foarte rar și nu sunt așa de profesionist. Deci eu m-am axat mult pe peisagistică și pe natură statică, flori, fructe, natură moarte, cam asta. Portretistică mai puțin, numai când mi s-a cerut. Am făcut pentru că înainte de... Asta nu ți-am mărturisit, nu ți-am spus. Înainte de a face pictură în bisericile evanghelice, am făcut pictură monumentală, icoane și răstigniri de drumuri unde sunt crucifixe cu Iisus pe cruce și iconostasuri pentru biserici. Dar de când m-am pocăit, am rupt-o cu asta și m-am profilat pe pictura de atelier. Când v-ați pocăit sau la ce vârstă? 23 de ani. Ne puteți spune cum a fost întoarcerea asta de la pictura de icoane la... N-a fost grea întoarcerea, pentru că și înainte de făceam peisagistică, dar tendința mea a fost să fac pictură monumentală, să fac restaurări de biserici, pentru că știam că este o pictură, o meserie foarte bine plătită. Și îmi plăcea lucrurile astea,
Dar când am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, să citesc Biblia, practic asta mi-a schimbat viața, am renunțat la tot ce înseamnă formă idolatră și m-am profilat numai pe peisagistică și pe natură de statică și lor fructe. Deci pocăința dumneavoastră n-a fost neapărat pentru că cineva v-a spus un mesaj sau așa mai departe, ci a fost pentru că ați citit Biblia, doar Biblia? Nu, are un început, un alt început, dar atunci m-a produs schimbarea. Începutul este că am cunoscut o fată. La mulți începe cu am cunoscut o fată sau am cunoscut un băiat. Eu, fiind din zona asta a Grușii Țibleșului, tatăl meu, aveam o soră căsătorită aici și veneam la ea în vizită și la bunicii mei care sunt în zona Molișet, dacă știi Bistrița Năsău, de la Greș mai sus. Și venind, eu călătoream pe ruta Dej, Timișoara, Dej, Târgu Lăpuș, Grușii Țibleșului. Și când trebuia să plec înapoi, am pierdut autobuzul care merge la Dej și am ales să merg după masă cu autobuzul care merge la Baia Mare, să iau trenul din Baia Mare, Timișoara. Și singurul loc liber în autobuz a fost lângă o domnișoară care mi-a devenit soție. Așa am cunoscut, am vorbit cu ea, mi-a spus că e pocăită, pentru mine asta n-a fost o problemă, am zis eu lasă că lucrurile se schimbă. Mă gândeam eu atunci în mintea mea, ce bine a fost că nu a fost, ce bine e că nu a fost așa. Și mi-a sugerat să mă duc la biserică. Prima dată am intrat într-o biserică pentecostală la Răzoare, am venit la ei în vizită de Crăciun, mi-a plăcut, apoi am mers înapoi în Timișoara. În Timișoara insistam să mă duc la biserică, mai duceam cu vorba că am fost și n-a fost. Și atunci am zis, hai să mă duc, că mi-e rușine să tot spun că am fost și nu am fost. Și m-am dus la biserică și dus am fost. Acolo am întâlnit prieteni de liceu, fost colegi de liceu, mi-au dat o Biblie în mână și asta mi-a schimbat viața. La ce biserică ați fost în Timișoara? La biserica de pe Țibleșului, la Filadelfia, prima dată, dar de fapt m-am botezat pe Romulus la Elim, actualul Elim din Timișoara. Era fratele Codreanu atunci? Codreanu și Iosif Frâng mi-au fost păstorii care m-au botezat. Ce frumos! Asta era în anul? În anul 87. Pe vremea comunismului? Da. În 12 aprilie. N-ați fost persecutat, nu a fost cu frica asta, că dacă ne prinde, că în perioada aia știu că era tot felul de pericole ca să faci un botez. Problema a fost când m-am căsătorit, după ce m-am dus, mi-am schimbat locul de muncă, am lucrat într-un atelier de pictură a unei firme de construcții, întrepriza 1 din Timișoara, și șeful meu direct era secretarul de partid. Și vrea să mă promoveze, să mă facă din utecist, să mă facă membru de partid. Și pentru că eu făceam propagandă religioasă, chiar am colegi care s-au pocăit din firma asta, au zis că nu corespund ca să fiu membru de partid și am suferit puțin, dar nu pot să spun că am fost prigonit. Doar mi s-au luat niște, știu, favoruri. Atât-i tot. Am înțeles. Revenind la relația asta, la povestea de iubire, care a început undeva într-un autobuz. Da. În soarta, sau nu soarta, Dumnezeu care veghează și aranjează toate lucrurile, da. A păstrat locul acela exact lângă cea care urma să fie. Vreau să spun ceva. A fost singura dată, prima dată când am mers pe ruta Baia Mare, Timișoara. Nici nu știam unde e Baia Mare, nici nu știam care sunt legăturile spre Timișoara. Știam că este un tren de noapte care pleacă noaptea din Baia Mare. A fost prima dată și eu zic că nu este întâmplare că am pierdut un autobuz, că am luat altul într-o altă direcție pentru că trebuia să se intersecteze drumurile cu voia lui Dumnezeu și cu destinul care El l-a hotărât. Când se închide, cum era vorba, când se închide ușa, uite că da, se deschide alta. Da, așa s-a închis traseul da. Cu care erai obișnuit și imediat s-a deschis altul, dar era exact binecuvântarea. I-a spus soției că ați mers, da? La biserică, v-ați botezat, ați citit Biblia, v-ați... Cum s-a întâmplat de v-ați și căsătorii după aia? Păi eu nu sunt omul care să tot alerg. Deci am văzut, mi-a plăcut, am ajuns să fim prieteni. Eu m-am pocăit, s-a concretizat. Deși eu am fost îndemnat foarte mult, Elim era în construcție atunci. Eram un tânăr din Elim și am devenit membru în Elim. Am fost îndemnat să caut o fată de acolo, că erau destule. Dar minima mea era la Baia Mare. Și făceam naveta poate o dată pe lună sau când aveam ocazie, veneam la Baia Mare.
mă întâlneam cu prietena mea, cu iubita mea, cu nevasta mea actuală și după un an și două luni de prietenie ne-am căsătorit. Unde s-o cununta? La Maranata, Baia Mare. Ne-a cununat Pălincaș cu fratele Todoran. Ne-au cununat. În anul? În anul 88 am fost religios, 87 am făcut starea civilă în Timișoara. Deci în 80... Nu înțeleg. În 87 am făcut starea civilă în Timișoara. Așa. Și în 88 religioasă în Baia Mare. O trecut un an de la starea civilă până ce... Nu, că a fost sfârșit de an, început de an. Așa, deci am înțeles. Nu a durat chiar așa de mult. Nu. Drumul de la Timișoara până la Baia Mare. Nu l-am mai lungit. Și acum, slujiți ca presbiter în biserica din Germania. Pe lângă slujirea asta ca presbiter, mai aveți și alte slujiri în biserică. Am văzut că prima oară ați slujit ca pictor, ca presbiter, adică predicați, dați cina. Da, fac actele de cult care sunt permise să fac un presbiter, dar interesant este, nu, faptul acum că sunt în Germania, să spun că am ajuns în Maramureș, din Timișoara. Este mai interesant decât acest lucru. Eu am început în 90, am început un institut biblic în Timișoara, Iberema. În 90, după ce l-am început, la o lună, mi s-a făcut ofertă să mă duc să lucrez în Austria. Și am fost pus în postura să aleg între institut și să merg să lucrez în Austria. Am renunțat la Austria și am început institutul biblic. În timp de 3 ani cât am făcut institutul biblic, într-unul din ani, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un frate pastor care era și prof, care avea darul prorociei, că eu voi pleca din zona Timișoarei și voi duce Evanghelia prin locuri unde nici nu știu că există pe hartă, nu le cunosc. Și mă gândeam că atunci se trimitea cumva prin Albania, prin alte părți, mă gândeam eu că voi ajunge. Și la 2 ani după ce am terminat institutul, prorocia s-a împlinit, m-am mutat în Maramureș. M-am mutat în Răzoare. Am venit în Răzoare și început să slujesc în biserica locală din Răzoare. Am început să fiu cunoscut de frați, chemat, dar la un an după ce am sosit, a început să fie o expansiune în alte biserici. Am mers vestea, știi cum merge vestea de la biserică la biserică, este un frate la Răzoare care predică Evanghelia, îl puteți invita la voi. Și așa am ajuns să slujesc foarte mult ca evanghelist. Mm-hmm. Și în perioada asta și pictați, nu? Era... Da, în perioada asta s-a deschis ușa să mă duc la biserici. Dumnezeu mi-a dat harul să pictez, dar mi-a dat cel mai frumos harul să vorbesc despre el. Și mi-a dat chemarea și ungerea în privința asta. Nu-i de la mine, e de la el și nu am niciun merit, e doar al lui tot meritul. Unde mergeam și pictam, normal că slujeam și cu Evanghelia, că stăteam poate două duminici și în cursul săptămânii, sau știu, de la caz la caz, și atunci frații mă puneau să slujesc. Am o experiență foarte frumoasă în privința asta, în Dealul Mare. Pot să spun mai departe? Sigur! Da. Suntem curioși să auzim. În Dealul Mare a fost o prorocie cu un jumătate de an înainte că voi trage o brazdă de la un capăt la altul a satului și că va fi auzită Evanghelia dintr-un capăt în altul. Se gândeau frații că cine știe cum se va proceda și cum va fi. Și am fost chemat să pictez într-o perioadă de iarnă în Dealul Mare. Fiind cazat în casa lui sora Lenuța, mama lui Văsuț și al lui Onorica, nu, cred că nu greșesc, e bunica lui Dani Văsuț. Așa. Așa. Și al lui Ionuț Pop, bunica. Am fost cazată la ei și frații au zis, frate Valer, dacă ești aici, noi când avem biserică, lași pictura deoparte și stăm la părtășie și nu mai vorbești din cuvânt. Și am zis, ok. Dar biserica unde era și adunarea era pe o pantă foarte abruptă, destul de abruptă, greu de mers până acolo și veneau bătrâni, erau foarte mulți bătrâni în localitate și veneau la părtășie și am zis, știți ce facem, ca să nu mai urcați voi așa de mult, venim și facem părtășie la voi în casă undeva, mai aproape de voi, mai ușor pentru voi. Și așa s-a născut ideea de a merge din casă în casă timp de 10 zile,
a mers seara de seara din casă în casă, nu numai în casă de la Pentecostal și la creștin după Evanghelie, la oastea Domnului și în case care nu sunt la credință. Și am fost chemat seara de seara, ne adunam, cântam, spuneam poezii și vesteam Evanghelia. Și dintr-un capăt al satului până în altul s-a tras o brazdă, timp de 10 zile. A fost cea mai frumoasă experiență, pot să spun, de pe sate, care am avut-o. Dar în rest, slujeam în biserică, ori de câte ori era program, slujba, slujeam în afară de pictură, slujeam și cu harul care mi-a fost dat să vestesc Evanghelia. Ce frumos, dar cum se împletește pictura cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Așa orice faceți, să faceți totul ca pentru Domnul, spune Amin. Scriptura. Și iată cum, ca pentru Domnul și pictura. Cum ar putea să slujească un tânăr sau o tânără care are darul de a picta astăzi Bisericii lui Hristos? Eu cred că o tânără dacă are darul de a picta ar fi interesant și poate benefic să provoace copiii bisericii la participarea unor desene, să facă unele desene și să creeze o grupă de mici artiști. Pentru că am întâlnit mici artiști s-au format privind la mari artiști. Nu sunt eu un mare artist, dar pentru ei eram un mare artist. Și privind la alții, s-a născut în ei dorința de a face mai departe lucrul acesta. Și asta poate fi implementat și în biserică, între copiii bisericii. Unul dintre poate lucrurile pe care le pot face în biserică copiii este să-și dezvolte talentul, dacă îl au pe linia aceasta. Unii îl descoperă că îl au, alții nu îl au. Este indicat să nu lucrăm cu ce nu avem chemare de sus. Să nu intrăm în brazda altuia, nici în ogorul altuia. Dacă suntem chemați să fim muzicieni, să cântăm, să punem talentul în negoț, că numai atunci vine și ungerea. Eu cred că poate fi folosit în cadrul bisericii arta destul de bine. Acum, pentru unii devine profesie, pentru alții este o pasiune extinsă, poate dezvoltate, eu sunt autodidact. Nu am învățat, nu m-a învățat nimeni nimic, totul este doar de sus, ce m-a inspirat Dumnezeu și ce descopeream de-a lungul timpului prin experiență. Munca este foarte necesară dacă vrei să-ți dezvolți talentul. Exercițiu și din nou exercițiu până ce ajungi ca să dezvolți. Performezi. Exact, să faci ceva mai bun, performant, mai calitativ. Dacă ar fi așa să vă gândiți câteva momente la experiențele pe care le-ați avut în biserici, ne-a spus de experiența din Dealul Mare. Da. Care biserici v-au mai impactat sau ați avut experiențe frumoase cu Domnul făcând această lucrare de pictură și vestind și Evanghelia? Când ați mers, că stătea așa vreo 7, ne-a spus că 7 și 10 zile durează o pictură. Am stat și 19 zile în Botoșan, la creștin după Evanghelie. Au fost 60 de metri pătrați de pictură, o pictură de 4 metri și de înalt, pe aproape 13 metri de lungă și a fost mult de lucru acolo. Da, am avut părtășii frumoase cu fiecare biserică. Nu pot să numesc că una a fost aparte, în afară de experiența pe care am avut-o în Dealul Mare, aia a fost aparte. Dar în rest, oriunde am mers și am slujit cu pictura, interesant, Dumnezeu mi-a dat harul să-mi fac și bani, și să și vestesc Evanghelia. Nu? Asta este un lucru deosebit. Ne vestind Evanghelia pe banii. Evanghelia a fost vestită separat, fără niciun preț. Prețul pe care îl primeam, eu îl primeam pentru lucrarea care o făceam în respectiva biserică. Și era frumos pentru faptul că rămânea în urmă cuvântul și au rămas și oameni care au venit și s-au botezat în urma Evangheliei. Și asta pentru mine a fost o încurajare. Care a fost cel mai frumos feedback pe care l-ați avut după o operă din asta de artă? După ce ați pictat un tablou? Nu știu să spun acum, să numesc ceva concret. Toate mergeau cam în același sentiment și în aceeași stare. Am fost încântat, pot să spun așa, într-un mod aparte, când am pictat la Ferneziu. A fost prima biserică unde am pictat la o dimensiune mult mai mare decât ce am făcut până atunci. Plus că era pe trei dimensiuni, pe două laturi și spatele, plus cupola.
Și Ferneziu a fost pentru mine și o experiență frumoasă, nu numai cu biserica, ci și cu cei din zona respectivă. Dar vreau să știi că pentru mine pictura deja devenise un lucru pe care era practic obișnuință în viața mea. Da? Nu era ceva care să zic, wow, aici e mai așa ca și dincolo. Dar ce m-a marcat pe mine într-o biserică erau oamenii de acolo. Felul de comportament, felul cum mă tratau, felul cum mă primeau. Și întotdeauna am fost primit bine, tratat bine. Întotdeauna am găsit părtășii binecuvântate. A fost locul unde am avut de învățat, inclusiv de la bunica ta. Pentru mine m-a marcat bunica ta felul cât era ea de iute. Tot așa a fost până când probabil a trecut la Domnul, nu? Era foarte iute, era ca o albină în curtea ei. Repede se mișca și era mirat de felul ei cum a fi, de a fi și faptul că a crescut copiii ei singură. Da. 8 copii. Privești, asta este un mare har, privești la oamenii care știu să facă sacrificii și nu cârtesc și nu blamează pe Domnul și își duc crucea mai departe cu bucurie. Și asta înseamnă că avem de învățat de la fiecare. Noi putem învăța de la un copil, de la un bătrân neînsemnat pentru mulți, fără nume. Putem învăța. Tot este să deschizi ochii, să te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Și avem ce învăța. Știu că în toate domeniile de activitate, oamenii după ce au făcut o lucrare, fie construirea unei case, un mobilier sau orice alt lucru, meseria și în timp se întâlnesc și cu oameni care nu sunt mulțumiți sau au ceva de obiectat, observă ceva care nu le convine. Apare critica. Vreau să vă întreb dacă în urma finalizării unei picturi, unei opere, au fost oameni nemulțumiți care au avut ceva de obiectat, care nu le-a convenit cum ați lucrat? Nu. Mergeam și începeam o lucrare, se face eboșul prima dată. Eboșul înseamnă să schițezi și să faci pata de culoare, prima pată de culoare, dându-i forma de relief care vrei, ce vrei să fie în tablou respectiv, apoi îl dezvolți. De regulă, poate 80% din cazuri a fost când am făcut eboșul și am terminat eboșul, au zis, ce mai trebuie făcut? Asta e gata. Deci n-am întâlnit oameni care să... N-am întâlnit critici de artă, ci am întâlnit oameni care pentru ei deja prima mână făcută deja era gata. Cu atât mai mult când era gata tabloul. Se întrebau, zice, ce mai pictez de acum încă, nu știu, 7 zile, 8 zile, ce mai pictez? Că e gata. Deci după ce făceam eboșul, nu, n-am întâlnit nemulțumiri. Ori n-au vrut să mi le spună, ori n-a fost cazul, dar n-am întâlnit nemulțumiri în privința aceasta. Dimpotrivă, toată lumea a apreciat și așa am ajuns să merg din sat în sat. Am înțeles. Probabil la operele de artă sunt momente în care poți să-ți dezvolți imaginația ta și oamenii nu mai au ce să spună că n-ai pus copacul ăla la mijloc sau că l-ai pus mai într-o parte. Acolo îi dezvolți ceea ce vrei, cum îți imaginezi, cum... Da, eu în timp ce începeam o lucrare și făceam, așa cum spuneam, eboșam, oamenii îi mai întrebam cum ai vrea să fie, nu țineam cont de fiecare care vine și îmi spunea ceva și căutam câte puțin din dorința fiecare să fie în tablou respectiv, că atunci dacă își vede dorința pusă pe perete nu mai are ce zice, știi? Și căutam să zic, dacă mie m-ar plăcea să vină apa cam așa, să fie o oglindă aici, sau să fie un munte cu pis sau fără pis, mai așa, sau un copac mai nu știu cum. Țineam cont de dorințele lor, dar niciodată n-am avut nemulțumiri în privința aceasta, nu s-au exprimat nimeni cel puțin mie. Asta e un lucru foarte bun. Știu că și în Biserica Muntele Sionului, înainte ca să avem decorul ăsta din spate cu piatră, am avut o Biblie deschisă, da, cu un pasaj din Scriptură pe care tot dumneavoastră l-ați făcut. Așa este. Ce vă aduceți aminte de experiența pe care ați avut-o în Biserica Muntele Sionului? O experiență frumoasă. Acum, suntem la răzoare, dar am fost cazat aici. Am dormit la cumnații mei. Am fost bine tratat.
frații au fost mulțumiți. Vreau să spun că dorința cu Biblia deschisă cu cele două versete din Matei a fost al fratele Tudoran. Consecința este că este o Biblie la fel deschisă cu celelalte versete în suciul de jos. Satul natal. Satul natal. Da, este și acolo o biserică care are această Biblie deschisă cu două versete. A fost o bună colaborare. Am colaborat cu fratele Ionică Ciurdaș. Uh-huh. El era pe atunci implicat, cred că era finalizată treaba oricum, dar era implicat mai departe în bunul mers al bisericii. Am pictat și la Maranata în Baia Mare. Ceea ce este în spate acum am pictat tot eu. Experiențe bune. Ceva marcat, care să mă marcheze, nu mi-a rămas acum. Știi cum e, Otniel? Eu am ajuns la o anumită vârstă în care lucrurile mai recente făcute se pierd mai repede. Am înțeles. Dar acum, cu perioada asta în care cumva modernă, postmodernă, ați simțit cumva că bisericile încet, încet nu mai pun mare accent, bisericile evanghelice, vorbesc de bisericile evanghelice, nu mai pun așa mare accent pe pictură, ci cum e și la noi în biserică, un perete cu piatră sau un alt fel de decor decât pictură. Da, pot să spun că am simțit și simt că mi-a pus perioada. Da, nu e o problemă asta. Nu e o problemă. Chiar am fost recent la Dobricul Caianului și își dorea o pictură acolo în spate. Nu am mai ajuns să o facem și acum au niște citate din Biblie foarte frumos făcute și pentru mine este... Pentru mine a fost o sursă de câștig, e adevărat, o meserie pe care mi-am exprimat-o, un venit, dar dacă nu mai este, nu era o problemă. Problema este să fie lucrul pe care e necesar bisericii, ca biserica să meargă înainte duhovnicește, este cel mai important. Dacă aceasta ne mulțumea pictura, ne mulțumea pe cineva și acum doreau altceva, atâta vreme cât nu afectează lucrarea lui Dumnezeu, este binevenit. Ori o pictură, oriceva nu modern, dacă afectează lucrarea, este un lucru neavenit. Mm-hmm. Credeți că cumva arta asta ar putea să capete noi dimensiuni, să fie regândită într-o, nu știu, în ceva nou, în ceva... Eu nu îmbrățișez pictura modernă, nici abstractă, nu îmbrățișez, cred că nici n-aș ști să pictez în felul ăsta. Eu sunt tot pe renaștere, pe clasic. Nu știu dacă în biserică își vor mai regăsi locul, poate, știu, camere de copii sau nu știu. Dar în biserică, cum a avut-o până acum, nu cred că își va mai găsi locul. Și asta nu este un lucru rău. A fost un caz unde frații au fost foarte revoltați, o parte de frați, că s-a dat jos pictura și a făcut o linie modernă. Dar, până la urmă, toată lumea se împacă cu lucrurile care sunt și le uite pe cele vechi, le lasă în urmă. Mulțumim mult, frate Valer, că ne-ați împărtășit din experiențele noastre ca un slujitor al lui Dumnezeu, într-o mână cu Biblia și în cealaltă cu pensula. Frumoasă imagine. Dacă vreți să ne mai povestiți din experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu și credeți că ar fi ceva care să ajute pe cei care ne ascultă, aveți toată libertatea să ne spuneți. Am să spun pentru cei care sunt tineri și nu știu ce să facă, nu știu încotro să se îndrepte cu orientarea de slujire în biserică, care le este locul. Eu eram implicat în Timișoara, într-un grup de tineri cu care slujeam ca și a sluji în cântare și poezie. Deși am făcut cursurile Colosente cu șoate pe tipul Ceaușescu, cu fratele Relu Bahnaru, era unul dintre grupurile care eu eram cuprins, n-am demarat în Evanghelie, nici nu aveam dorința să slujesc în câmpul Evangheliei. Dar am fost provocat într-o biserică să rămânem și după masa și am rămas și după masa în acel loc și atunci liderul care a fost cu noi a zis, acum după masa tu vei vesti Evanghelia.
am prins curaj, atunci Dumnezeu mi-a confirmat, au fost 5 prieteni veniți în biserică și am avut atunci îndrăzneala la prima dată predicând să fac și chemare în față. Și toți au venit în față, cei 5. S-au predat Domnului și 2 sau 3, nu mai știu exact, s-au botezat. Și așa mi-a dat de înțeles că am chemare pe linia aceasta, dar n-am demarat lucrarea asta. Și ceea ce nu știi tu este că eu am 3 copii aici și 3 copii din ceruri, 3 copii în ceruri. Nu te surprinde? Da. Soția mea a pierdut o sarcină la 4 luni. Un copil a născut mort aici la Târgu Lăpuș, o sarcină moartă, și mi-a murit un copil de 1 an și 10 luni. Cum? În Timișoara. Era al doilea. Îl chema Daniel Gabriel. Deci i-am pus și la ultimul, i-am pus tot Daniel, de-aia am pus Daniel Cristian. Și durerea asta care am avut atunci a fost dureros pentru noi. S-a întâmplat în 91, în decembrie, în 22 decembrie, decesul lui. În perioada asta am învățat ceva. Dumnezeu mi-a vorbit următorul lucru, într-un mod foarte clar. Tu plângi pentru un fiu care ți-a plecat și știi că este într-un loc mult mai bun decât unde este acum, unde era acum. Și îți pare rău pentru el. Vrei să înțelegi cât de mult mă doare pe mine pentru copiii care mor spiritual, pentru totdeauna, pentru că tu nu-ți faci treaba. Și am înțeles atunci că sunt chemat să slujesc. Și așa am demarat cu slujirea în câmpul Evangheliei. S-a mai spus anterior, mai târziu am fost chemat să vin în Maramureș și așa am ajuns să duc Evanghelia peste tot, slujind în câmpul Evangheliei. Este greu, dar se merită. Ce vi se pare cel mai greu din procesul ăsta de a aduce Evanghelia? Oh, este greu când sunt supra-solicitări, dar nu este prea greu când faci și rămâi în normele pe care Dumnezeu le vrea. Sunt cazuri când trebuie să știi să refuzi, sunt cazuri când trebuie să dai curs. Supra-solicitarea întotdeauna va duce la lucruri care trag înapoi. Amintește-ți de Ilie Tișbitul. După o seară de succes, după o zi de succes pe Carmel, prin Harul Dumnezeu, a doua zi, aleargă și fuge în postie spre a-și salva viața dorind să moară. Nu se pare un paradox? Ei, supra-solicitarea întotdeauna duce la stări confuze și la regres în viață. Deci, în câmpul Evangheliei nu este greu dacă știi să spui nu când trebuie să spui nu, dacă trebuie să spui nu. Să spui da când trebuie să spui da. Pentru că atunci când spui da, când Dumnezeu vrea să spui da, te însoțește. Și când nu spui nu, când El vrea să spui da, nu te mai însoțește. Efortul este al tău, insuccesul este al tău. Și pot să spun că nici lucrarea nu are ungere pentru că nu este însoțită de El. Deci în câmpul Evangheliei nu este greu dacă te lași călăuzit. Știi când să mergi și când să te oprești. Călăuzirea asta e foarte importantă, să știi. Deosebit de importantă. De la Domnul. Deosebit de importantă. Un răspuns. Mă duc sau stau? Da. Mulțumim mult. Să fiți binecuvântați. Dumnezeu să binecuvinteze și în călătoria înapoi spre Germania. Amin, mulțumesc. Cum v-ați simțit la sărbătoarea asta de 52 de ani? Eu am fost cumva spectator oarecum. N-am avut parte cu... Dar soția mea a trăit, cred că, mult mai intens decât mine, pentru că ea a fost membră la Maranata și a fost prima, din prima generație care s-a botezat în Biserica Nouă când s-a deschis. Și ea a trăit altfel momentele și sentimentele. Da, am trăit și eu sentimentul ăsta al bucuriei. Sper să nu se oprească biserica aici. Nici în ceea ce privește bucuria, dar nici în ceea ce privește colaborarea. Când nu colaborăm, nu mai suntem în trup. Dovedim că suntem în trup când mădularele se ajută unul pe altul, se susține unul pe altul. Așa este. Mulțumim foarte mult, frate Valer. Cu drag. Domnul să vă binecuvinteze familia, copiii, nepoții. Amin, mulțumesc. Cum e să fiți bunic? Oh, am 6. Am 5 de la băiatul mare și un nepoțel de la fata. Dar nu se vor opri aici, sunt convins de asta. E frumos, dar e și greu, dar este frumos.
Este frumos. Uneori mergem la fiul meu în vizită, fiind la 60 km distanță de el, mergem în vizită și uneori ne cupleșesc încât ne dorim să ne ducem. Să mai luăm un pic de pauză și apoi iar ne ducem la ei. Da, este și frumos, este și greu, dar este frumos. Se merită. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și că ați putut vedea o experiență de viață care credem noi că va fi de folos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc și eu. Pentru mine este pentru prima dată când fac un asemenea lucru. Mă trezesc că am avut un pic de emoții, deși n-am emoții în fața mulțimilor, dar aici am avut puțin de emoții. Mă doresc să transmit cu ocazia asta tuturora și îi sfătuiesc, dacă vor o viață de echilibru, să nu le lipsească cartea aceasta și le las versetul pentru toți care vor viziona acest cum se numește? Podcast. Vezi că mă depășesc termenii ăștia moderni. Pentru toți cei care vor viziona, le las un verset din Iosua 1:8. Mulțumesc pentru invitație. Să nu se depărteze de gura ta. Știi, când vei cugeta asupra ei zi și noapte, că e o tânsă să faci tot ce se scris în ea, atunci nu mai ai timp de alte lucruri. Nu mai ai timp. Mulțumim pentru acest verset. Cu drag. Să fiți binecuvântați. Îți doresc succes și ție și echipei care te însoțește. Să vă dea Dumnezeu sănătate și inspirație în tot ce faceți și doresc să aud că lucrurile iau și evoluează spre bine și iau amploare. Amin. Domnul să fie cu voi. Amin.